Bună ziua și bine ați venit la webinarul ONG Online, dedicat cloudului, mai exact, infrastructurii cloud pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul programului Școala Digitală pentru ONG-uri, program creat de Asociația TechSoup, și voi modera acest webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup România, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Google, Microsoft, Adobe sau Amazon Web Services. Puteți consulta toate resursele disponibile pe site-ul programului TechSoup.ro. Peste 3.000 de organizații sunt deja înregistrate și validate în program. ONG Online este un program complementar programului TechSoup. Pornit în 2016 cu sprijinul fondului ONG în România, acesta a venit ca un răspuns la nevoile organizațiilor de training profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate webinarile și resursele dezvoltate și oferite până acum. Astăzi venim în ajutorul acelor persoane curioase și organizații care ar dori să construiască o infrastructură cloud cu ajutorul creditelor Amazon Web Services, parte din programul TechSoup din 2017. Trainerul webinarului de astăzi este prietenul nostru Dragoș Mădărășan, Solutions Architect la Amazon Web Services în München, Germania. Mai multe despre el și experiența lui o să vă povestească chiar el în câteva momente. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar, un webinar este o prezentare online în care ne puteți adresa întrebări pe parcurs sau după în secțiunea de chat. Orice întrebări veți avea pe parcurs sau după prezentarea lui Dragoș, acestea vor fi citite pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Dragoș, când vrei, poți începe. Cool, mulțumesc frumos, Ana. Sper că mă auziți în regulă. De bine, mulțumim. Să dau share și la ecranul meu imediat. Ok, cool. Se vede ecranul? Totul bine, te vedem. Ok, perfect, mulțumesc frumos. Bună tuturor, mulțumesc că ați venit la webinarul de astăzi, bine ați venit. Numele meu este Dragoș Mădărășan, sunt Solutions Architect la Amazon Web Services și astăzi am să vă vorbesc despre ce este platforma Amazon Web Services, cum puteți beneficia de credite prin TechSoup pentru a folosi serviciile noastre și o să vă dau și câteva detalii despre use case-uri. Ca agenda o să vorbim un pic despre Amazon și Amazon Web Services. Multă lume, să zic, nu e foarte familiară cu diferența dintre noi și Amazon.com, să zic. Am să menționez de asemenea pe scurt ce este cloud computing-ul și câteva avantaje pentru a migra în cloud. De asemenea, o să vă dau câteva exemple populare a serviciilor folosite de către organizații non-profit și apoi primii pași pe care îi puteți face pentru a începe călătoria voastră. După cum vedeți, conținutul este în engleză, asta pentru că slide-urile e posibil să le dăm și celor care nu vorbesc limba română, dar desigur eu voi vorbi în română pe parcursul prezentării. Bun, câteva cuvinte despre mine.
După cum ziceam, sunt solution architect, mă ocup de România și Ungaria. Am biroul în Munich, în Germania, unde avem un birou regional care se ocupă și de zona Europa de Est, dar evident, vorbind limba nativă, sunt în România foarte des și încerc să mă văd cât se poate de mult cu oamenii de aici. Ca idee, mă ocup de aproape tot ce înseamnă clienți sau utilizatori a serviciilor noastre în România. Mă ocup de clienți, parteneri, lucrez și cu sectorul public, inclusiv ONG-uri ca ale dumneavoastră. Sunt în cadrul Amazon Web Services de aproximativ 4 ani. M-am mai mutat inițial în Dublin, în Irlanda, și ulterior am ajuns și pe acest post. Bun. Câteva cuvinte despre Amazon Web Services și cum s-a născut ideea. Cred că aproape toată lumea este familiară cu Amazon, website-ul, să zic, de e-commerce. Este o companie fondată în 1997 și este cel mai mare website pentru vânzări e-commerce la nivel global. Poate mai puțin dintre dumneavoastră sunt familiar însă cu Amazon Web Services. Amazon Web Services funcționează ca o divizie a Amazon și se ocupă de servicii de infrastructură, în principiu cloud computing. Compania sau serviciile au apărut pe piață în anul 2006, deci suntem cam de 13 ani. Și cred că pot să spun fără nicio problemă că este practic o industrie care a început cu noi, adică noi am fost primul vendor de cloud computing. Deci, ca și un mic sumar, Amazon este compania care o să vă livreze dacă cumpărați, nu știu, un calculator sau un televizor online. Iar Amazon Web Services este compania care se ocupă de servicii cloud. După cum vă spuneam, suntem pe piață de foarte mulți ani și avem milioane de utilizatori la nivel global. Bineînțeles, lucrăm cu clienți, firme, startup-uri care au o persoană sau doar câteva persoane, până la companii mici, mijlocii și mari, enterprise, dar de asemenea și cu sectorul public. În cadrul sectorului public avem zeci de mii de clienți, inclusiv entități locale sau de stat, mediu academic, adică facultăți, universități, licee, dar și organizații non-profit, precum TechSoup, de exemplu. Avem un număr foarte mare de organizații non-profit care rulează în Amazon Web Services. Pe slide-ul curent aveți o scurtă listă a acestor clienți. Sunt câteva nume care sunt foarte cunoscute, zic eu, la nivel global, precum Give and Gain sau niște organizații din Marea Britanie, precum Oxfam. Avem și în România utilizatori al serviciilor AVS, dar neavând, să zic, permisia lor expresă de a vorbi despre ei. Nu o să vedeți în momentul de față nici un non-profit, dar sper în perioada următoare slide-ul acesta să se mai umple și de organizații din România. Bun. Câteva cuvinte despre cloud computing și ce presupune. Dacă ar fi să dau o descriere care este destul de standardizată la nivel global, se referă la procesul sau serviciile care pot fi utilizate folosind internetul
Și au câteva caracteristici principale. Una ar fi că le puteți folosi când doriți, adică sunt on demand, nu trebuie să așteptați să folosiți serviciile, nu trebuie să comandați și să așteptați un server să vă vină. De regulă nu presupun niciun fel de cost înainte de a le folosi și de asemenea plătești exact cât utilizezi. Asta îți permite să fii foarte frugal cu costurile, da? Dacă vreți să testați un serviciu sau vreți să vă jucați un pic, puteți da drumul la infrastructură. În momentul în care nu mai aveți nevoie de ea, pur și simplu o puteți închide sau o puteți șterge. De asemenea, un lucru foarte important este și capacitatea de a fi global. De multe ori când facem o aplicație nouă sau un proiect nou, vrem să atingem utilizatori din țări multiple sau chiar și continente multiple. Iar folosind serviciile Amazon Web Services, puteți face lucrul acesta foarte ușor. Câteva avantaje pentru a migra în cloud-ul Amazon Web Services. Nu neapărat în ordinea aceasta, dar capacitatea de a inova. Fiind o platformă în care nu trebuie să investiți bani înainte de a folosi serviciile, vă permite să fiți foarte agili. Dacă mâine veți să testați o idee nouă, puteți să o implementați foarte repede, vedeți dacă funcționează, iar dacă nu aveți succes, pur și simplu închideți infrastructura și nu mai plătiți pentru ea. Un alt motiv pentru care clienții se mută în cloud sunt și costurile. De regulă, cloud computing-ul îți permite să realizezi exact ce realiza cu infrastructura la tine în birou, să zic așa, la costuri mult mai reduse. Și în ultimul rând, după cum spuneam, și această capacitate de a atinge audiențe globale. Dacă ești o organizație care vrea să se facă cunoscută la nivel global, a atinge utilizatori în, nu știu, America, Europa și Africa, înseamnă foarte multă muncă. Pe când dacă utilizezi cloud computing-ul, noi avem practic infrastructură în toate zonele geografice pe care o puteți folosi foarte ușor. Bun, am zis că vreau să verific dacă ați înțeles diferența între Amazon și Amazon Web Services. Prima întrebare ar fi din partea mea. Dacă vreți să beneficiați de servicii de infrastructură în cloud, la care din entitățile de mai jos ați apela? Prima variantă este Amazon.com, Amazon Pantry sau Amazon Web Services. Și o să fac o mică pauză pentru a vă permite să alegeți varianta corectă. Și între timp, dacă aveți întrebări, puteți să vă gândiți și la ele. Mai așteptăm câteva secunde să voteze toată lumea. Mulțumim, Dragoș. Ok, super, mulțumesc mult. Văd că toată lumea a fost atentă și ați ales varianta corectă. Pentru cei care nu știu, Amazon Pantry este un alt serviciu de-a nostru care îți permite practic să faci comandă la produse, să zic, din bucătărie sau mâncare și așa mai departe. Sunt super excited că o avem și sper să ajungă și în România cât mai devreme. Ok, a doua întrebare se referă la clienții Amazon Web Services. Puteți să-mi dați exemplu de clienți Amazon Web Services, iar întrebarea se referă la dacă serviciile noastre sunt disponibile doar pentru companii multinaționale
sau și pentru developer, companii mici, mari sau și sau organizații guvernamentale. Mai așteptăm puțin, imediat. Mulțumim. Ok, perfect, perfect. Mulțumesc foarte mult. După cum am spus și la început, Amazon Web Services îți permite foarte ușor să folosești serviciile noastre. N-ai nevoie de bugete, de nu știu, companii multinaționale ca să utilizezi serviciile noastre. Și o să discutăm imediat și cum vă ajutăm noi să beneficiați de niște reduceri și credite. Ok. Vreau să vorbesc pe scurt despre niște use case-uri pe care le văd eu în mod normal când vorbesc cu clienții din România. Desigur, lista aceasta nu este exhaustivă. În discuțiile mele cu clienți vorbesc foarte mult despre backup and storage sau backup și storage, disaster recovery. De asemenea, am foarte mulți clienți care au infrastructura lor sau platformele lor online pe Amazon Web Services și de asemenea clienți care și-au construit, să zic, soluții pentru dispozitive mobile, Android sau iOS și au backend-ul în Amazon Web Services. Pentru mediul ONG, m-am gândit să trec prin revistă câteva exemple doar. Practic, mi se pare că ONG-urile ar avea foarte mult de câștigat, mai ales cu cele două exemple din stânga, backup și storage și website-uri. Și o să intru puțin în detalii și o să menționez câteva servicii pe care le puteți folosi. Ana, o să te rog, dacă am avea ceva întrebări sau așa, să mă întrerupi, putem face o mică pauză și să răspund la orice fel de întrebări am avea. Deocamdată nu avem nicio întrebare, îți propun să continuăm și pe parcurs să așteptăm și mai facem și o pauză curând pentru întrebări. Ok, perfect. După cum vă spuneam, un use case foarte des pe care l-am văzut este hostarea de platforme pe AWS, mă refer la website-uri. Iar pentru acest, să zic, use case, avem un serviciu LightSail, care pentru cei familiar cu VPS hosting este aproape identic, a zice. Deci este o platformă care vă lasă să rulați content management system-uri pe cum WordPress, Joomla sau Drupal foarte ușor folosind infrastructura noastră. Aveți practic acces la o mașină virtuală, atâta doar că noi zicem instanță, dar este exact o mașină virtuală. Beneficiați de storage, de data transfer. Puteți să aveți un IP public static, adică puteți să aveți un website în practic. La nivel de pricing este foarte flexibil, deci practic plătiți doar ce folosiți. Și foarte important, aveți o lună de free trial, astfel că și dacă vreți să vedeți cum funcționează serviciul sau cât de ușor e de folosit, puteți să faceți treaba asta fără să aveți niciun cost adițional. Din nou, acesta este serviciul nostru LightSail, care vă permite să rulați website-uri pe infrastructura Amazon Web Services. Al doilea use case de care mă lovesc foarte des cu clienți, și aici nu vorbesc doar de ONG-uri, e vorba de backup și restore, spunem. Multe companii încă au infrastructura lor on-premise, adică fie pe un server la ei în birou sau poate chiar într-un data center în România, dar vor să aibă un backup, să zic, hostat în cloud. Din păcate, au mai fost accidente și
chiar anul acesta, în care, să zic, biroul unei companii a suferit un incendiu care le-a afectat și serverele. Practic, având, să zic, o copie de siguranță în cloud, aveți posibilitatea să faceți restore dacă, nu știu, cineva vine și vă distruge serverul sau pur și simplu dacă aveți o problemă tehnică. Ca și servicii, în partea dreaptă am menționat câteva servicii. Primul este Amazon Simple Storage Service, noi zicem și S3. Este un serviciu care vă lasă să stocați obiecte, adică fișiere, să zic. În principiu, puteți să stocați orice fel de document, precum pur și simplu fișiere Word, Excel, imagini, videouri sau chiar și arhive zip sau RAR. Singura limitare la nivel de serviciu este că fișierul trebuie să aibă o dimensiune maximă de 5 terabytes, deci foarte mare, zicem. Altfel puteți sosta un număr nelimitat de fișiere. De asemenea, un serviciu de arhivare, noi considerăm un serviciu de arhivare Glacier, îți permite să stochezi fișiere la un cost foarte redus. Am pus aici pe slide 0,004 dolari per gigabyte pe lună, deci extraordinar de cost effective. Și e folosit în principiu de organizațiile care au nevoie să țină fișierele din motive de arhivare, de exemplu clienții comerciali care au date contabile și trebuie să le țină 5, 10, 15 ani, le pot osta în Glacier la un cost foarte, foarte bun. De asemenea, mă gândesc că multă lume folosește FTP ca să transfere diverse fișiere de pe un server pe altul. Avem suport și pentru așa ceva, deci dacă sunteți, nu știu, dacă aveți un web server cu acces FTP și vreți să aveți o copie de siguranță a datelor, puteți folosi serviciul nostru de transfer for SFTP și să aveți o copie și în serviciul Amazon S3. De asemenea, slide-urile acestea vor fi trimise și dumneavoastră și vă recomand să verificați și alte informații din link-urile de aici, use case-uri, alte exemple de servicii care se pot folosi și clienți sau alte referințe. Dragoș, o întrebare la slide-ul cu backup. Dacă S3 are app, dacă se poate folosi in the go pe mobil? Da, foarte bună întrebare. Practic, orice serviciu creat de AWS are un API, practic o interfață prin care programatorii pot să comunice cu serviciu. Și există soluții third party care se leagă practic la S3. Noi, de exemplu, Amazon Web Services nu avem un client pentru dispozitive Android, dar există vendori sau alte companii care au făcut un serviciu pentru Android sau iOS folosind în spate API-urile respective. Deci dacă căutați, să zic așa, pe App Store sau pe Play Market, o să găsiți servicii care au integrare cu S3. Sunt de asemenea variante comerciale sau de multe ori sunt și variante open source care, să zic, nu v-ar costa nimic. Mulțumesc încă o întrebare la slide-ul acesta. Pentru a ne muta platforma dezvoltată custom pe AWS, avem nevoie de consultanță sysadmin? De exemplu, acum unde avem infrastructură în DigitalOcean, am reușit să ne instalăm folosindu-ne doar de suportul lor. Mulțumesc de întrebare. Platforma AWS este foarte simplă, zice. Meniul este intuitiv, avem documentație, există forum la care puteți apela dacă aveți probleme. A zice că o migrare de la DigitalOcean la AWS este relativ simplă.
Desigur, depinde ce fel de resurse aveți în contul vostru, dar mulți clienți care folosesc DigitalOcean au migrat în AWS din considerente de servicii adiționale pe care le oferim. Ca să răspund la o întrebare, nu aveți nevoie de, sau nu consider că aveți nevoie de ajutor special de la, nu știu, o firmă de consultanță, puteți să faceți voi migrarea foarte ușor. Mai avem o întrebare referitor la slide-ul precedent, dacă ne poți explica pe scurt ce înseamnă un virtual machine. Absolut. Practic, o mașină virtuală este un server care nu este fizic. Dacă sunteți familiar cu, să zic, desktop PC-urile, sunt convins că toată lumea am avut la un moment dat, acum câțiva ani, un desktop PC. Acela este un dispozitiv fizic, da? De regulă poți rula pe el un sistem de operare pe care, nu știu, poți să îl folosești pentru browsing sau așa. Mașinile virtuale sunt un concept prin care poți să ai mai multe servere pe același hardware fizic. Deci, de exemplu, dacă am o mașină foarte puternică, cu memorie multă, cu procesare foarte multă, pot să o segmentez la nivel logic, astfel încât să rulez mai multe mașini virtuale. Virtualizarea este un concept, aș zice, foarte înrădăcinat. Există vendori care fac produse de virtualizare de mulți ani și, de fapt, asta ne permite să dăm prețuri foarte bune la serviciile noastre, pentru că nu rezervăm un echipament doar pentru un client. Putem să avem mai mulți clienți care folosesc același server fizic. Mulțumesc, deocamdată nu mai avem întrebări. Ok, perfect. Un alt use case la care m-am gândit că ar fi interesant pentru dumneavoastră ar fi, să zic, pentru campaniile publicitare via e-mail. Iar aici avem un serviciu care vă poate ajuta. Serviciul se numește Amazon Simple Email Service sau SES. Este un serviciu care vă lasă să trimiteți sau să primiți e-mail-uri. Puteți să trimiteți e-mail-uri tranzacționale, adică pur și simplu alerte sau mesaje între diverse persoane din cadrul organizației voastre, sau, și acesta este use case-ul cel mai folosit, pentru mesaje bulk. Deci, de exemplu, când vreți să lansați o campanie digitală, vreți să trimiteți niște invitații la baza voastră de date, puteți să trimiteți e-mail-uri folosind SES. E-mail-urile se pot trimite prin consolă. Desigur, este mai greu dacă vreți să trimiteți la un număr mai mare de utilizatori, sau programatic, adică puteți să folosiți un script sau puteți să scrieți o aplicație care ia o listă lungă de adrese și trimite un mail la adresele respective. Avem integrare și cu platforme de email marketing, astfel că dacă folosiți un produs third party, sunt șanse foarte mari să puteți să folosiți Amazon Simple Email Service ca și backend sau ca și serviciu care să trimită efectiv e-mail-urile. Mulțumesc, Dragoș. Ne întreabă cineva dacă acest SES este compliant cu GDPR-ul din Europa. Da, foarte bună întrebare. În ultima vreme am foarte multe discuții și pe GDPR și răspunsul este da. Serviciile noastre sunt compliant pe partea de GDPR. Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau dacă vreți să vedeți ce face Amazon Web Services pe partea de GDPR, avem practic un white paper pe care îl puteți citi, în care descriem ce facem ca să fim compliant, și avem de asemenea o listă de articole pe care le puteți citi. Cu confirmarea ta, Ana, o să includ eventual un slide și cu GDPR în follow-up e-mail-ul sau în slide-urile care le trimitem celor care sunt astăzi aici.
Da, ar fi foarte de folos, mulțumim. Mai avem o întrebare la acest slide, dacă putem integra SES-ul prin API. Da, absolut. Deci, pe lângă API-ul în sine, SES are suport și pentru SMTP, astfel că dacă aveți deja o soluție care trimite mail-uri prin SMTP, SMTP este un protocol pentru trimis e-mail-uri, pur și simplu puteți să trimiteți e-mail-urile spre endpoint-ul SMTP al SES. Deci, da, se poate integra și prin API. Nu mai avem întrebări deocamdată. Ok, super. Acum că am vorbit așa de mult despre serviciile noastre și despre niște use cases, sper că v-ați făcut o idee. Vreau să vorbesc un pic pe scurt și ce ar trebui să faceți ca să începeți să utilizați serviciile sau ce puteți face. În primul rând vreau să menționez AWS FreeTier. FreeTier este, ce zic, niște beneficii pe care le are un cont AWS creat. De regulă sunt valabile un an de zile aceste beneficii și practic vă permit să utilizați anumite servicii timp de un an de zile fără să plătiți. Desigur, sunt niște limite, astfel că, de exemplu, puteți să aveți o mașină virtuală care să ruleze o lună de zile non-stop, să zic, adică fără să o opriți, atâta timp cât este un anumit tip de mașină virtuală. Vă recomand să vă uitați la FreeTier, pagina de aici, aws.amazon.com/free. Orice cont nou creat beneficiază de aceste beneficii timp de un an de zile, iar unele dintre ele sunt chiar pe termen nelimitat. Vă rog să citiți atent ce servicii veți să folosiți și ce fel de limite au, ca să nu vă treziți cu niște costuri adiționale. Bun. De ce suntem astăzi aici sau de ce avem acest webinar cu TechSoup? Pentru cei care nu știați, TechSoup în România oferă credite pentru Amazon Web Services prin programul lor. Astfel că dacă sunteți o organizație ONG eligibilă, puteți să vă adresați TechSoup și să primiți un grant în valoare de 2000 de dolari și să folosiți acele credite pentru servicii în Amazon Web Services. Există un mic fee de administrare, practic când intrați în acest program. Și apoi primiți pe e-mail un fel de discount code, să zicem, pe care îl aplicați contului vostru AWS. De reținut, practic, trebuie să fiți considerat o organizație ONG eligibilă. Trebuie să vă înscrieți, să vă creați un cont pe platforma AWS și apoi să vă creați un cont pe platforma TechSoup și să cereți acel beneficiu. O să includ și niște link-uri și screenshot-uri în documentația care vă trimitem ulterior, ca să vedeți că este foarte ușor de primit acele credite și de aplicat. În principiu, creditele sunt valabile pe un an de zile și în anul următor puteți pur și simplu să le reînnoiți atâta timp cât sunteți considerat încă o organizație eligibilă. Practic, dacă ar fi să calculăm, puteți să utilizați aproape, să zic, servicii Amazon Web Services în valoare de aproape 200 de dolari pe lună, fără a plăti costuri adiționale timp de un an sau pe parcursul unui an. Mulțumim, Dragoș. Câte resurse putem folosi, ne întreabă cineva, din creditul oferit de AWS via TechSoup și ce se întâmplă când resursele se apropie de limită, dacă primim alertă înainte de a se factura costurile suplimentare, dacă știi. Ok, sper că am reținut bine întrebările. Practic, puteți să utilizați creditele respective cât de repede doriți dumneavoastră. Astfel, dacă aveți nevoi foarte mari, puteți să utilizați creditele în 6 luni, până când le folosiți și apoi veți fi biluit sau veți plăti în plus, să zic.
A doua întrebare, dacă bine țin minte, se referea la ce se întâmplă dacă treci peste. Dacă treceți peste peste acești, să zic, 2000 de dolari, veți plăti folosind un credit card pe care l-ați introdus la sign-up și practic veți primi un invoice, o factură în fiecare lună pentru luna anterioară. Dacă folosiți un credit card, se face un charge automat și plătiți factura. Sper că am răspuns la întrebare, Ana. Mulțumim. Dacă nu, îi vom reveni suplimentar direct persoanei care a pus întrebarea. Mulțumim. Ok, perfect. Bun, câteva cuvinte și pe partea de training. Noi avem sau noi vă dăm acces la traininguri gratuit în multe cazuri. Avem o listă de cursuri digitale pe care le puteți vedea fără niciun cost, trebuie doar să vă înscrieți. Ca și pagina principală de unde trebuie să începeți ar fi www.aws.training. Și aici o să găsiți cursurile menționate și de asemenea și posibilitatea de a participa la un curs în persoană. Avem cursuri în București, de exemplu, sau pentru cei care sunt tehnici, vor să progreseze, există și posibilitatea de a avea certificări pe Amazon Web Services. O altă pagină care mi se pare foarte, foarte useful, este pagina de Getting Started. Este o pagină care are un număr de tutoriale scurte. Tutorialele sunt narate de Jeff Barr, el este Chief Evangelist la noi. Este, să zic, foarte, foarte bun pe partea asta. Videourile sau tutorialele sunt de obicei simple, adică nu vă ia foarte mult să le faceți și ca și topicuri, de exemplu, sunt cum să lansezi un site WordPress, cum să stochezi fișiere multiple pe Amazon Web Services, cum să lansezi o aplicație web și așa mai departe. Pentru cine n-a mai folosit Amazon Web Services, aceste tutoriale sunt, să zic, o modalitate foarte bună de a înțelege serviciile și pașii necesari pentru a lansa resursele. Bun, nu în ultimul rând, am vrut să menționez și de serviciul AWS Educate. AWS Educate este un program care îl avem orientat spre mediul academic, aș zice, și oferă acces la training și conținut legat de cloud computing. De asemenea, puteți să beneficiați și de niște credite ca și student în cadrul acestui program AWS Educate. Este deschis și în România. Dacă lucrați cu școli, licee sau universități, puteți să le spuneți și lor de acest program. Ele se pot înscrie ca și organizații. Iar pentru dumneavoastră, dacă vreți pur și simplu să aveți acces la conținut sau la credite, puteți să vă înscrieți ca și student și beneficiați de niște ajutor pe partea de learning. Bun, aș vrea să mai fac și un mic anunț. Vom avea începând de această lună și un concept la care noi zicem office hours. Practic, dacă sunteți organizații ONG și aveți întrebări sau pur și simplu vreți să faceți mai multe despre best practice-uri AWS, puteți să intrați și să vorbiți cu noi. În principiu o să fiu eu sau un alt coleg, dacă nu pot eu participa. Întâlnirea sau office hour-urile sunt în a treia miercuri a fiecărui luni, de la ora 14, ora României. Și puteți să intrați fie instalându-vă acest client, Chime, sau puteți și din browser, sau dacă doriți, puteți intra și de pe, să zic, un număr de telefon.
Aveți aici detaliile și pinul pentru a intra în conferință. De asemenea, vom trimite aceste informații printr-un e-mail. Din nou, dacă sunteți interesați, aveți întrebări punctuale sau doar vreți să mă întrebați despre un anumit serviciu sau un use case, o să fiu disponibil și va fi un meeting care are loc în fiecare lună. Bun, ultima întrebare pentru dumneavoastră astăzi. Folosind programul AWS Educate, pot beneficia gratuit de și aveți în lista de răspunsuri credite AWS, training pe servicii AWS, teme laboratoare și materiale de studiu sau toate variantele de mai sus. Mai așteptăm puțin. Mulțumim. Ok, cool. Practic am văzut că aproape toată lumea a ales varianta corectă. Prin programul AWS Educate aveți acces la toate acestea, deci credite, training și de asemenea materiale de studiu. Din nou vom reveni într-un e-mail și cu adresa de sign-up și vă recomand să vă uitați peste pagină, e foarte folositoare. Ok. Bun, nu în ultimul rând, aveți adresa mea de e-mail aici. Dacă aveți orice fel de întrebare tehnică sau legată de servicii sau chiar și, nu știu, cum puteți să faceți o migrare sau cum puteți să implementați o anumită aplicație pe AWS, sunt la dispoziția dumneavoastră. Încerc să fiu și cât mai des prin România, să trec prin București, astfel că ne și putem vedea. Adresa mea este în slide și o vom trimite și ulterior prin e-mail. Puteți să-mi scrieți dacă e ceva cu care pot eu o fac cu drag, dacă nu, eventual pot apela la colegii mei, fie alți specialiști tehnici, fie account manager care pot să vă ajute pe partea de business, să zic. Mai avem Bun. O întrebare. Mulțumim, Dragoș. Putem să mai preluăm câteva întrebări? Ok. În principiu, eu am terminat prezentarea și putem avea și niște întrebări. De asemenea, dacă nu știu, o întrebare pe care nu vreți să o puneți public sau aveți nevoie să-mi dați mai multe detalii, puteți să-mi scrieți direct și un e-mail. Întrebarea de acum este: există servicii de securizare a fișierelor de protecție ransomware? Se plătește suplimentar pentru protecția datelor stocate în backup sau pe website? Practic, plătiți pentru ce folosiți. Ca și protecție, să zic, împotriva ransomware-ului, da, avem așa ceva. Când hostați fișierele în S3, puteți să activați o versiune sau o funcționalitate de versioning și practic fiecare versiune de fișier se păstrează. Dacă cumva cineva, să zic, are acces la contul vostru și suprascrie fișierele, puteți face practic revert la versiunea anterioară foarte rapid. Și nu trebuie să plătiți pentru funcționalitate în plus. Mulțumim. Mai așteptăm câteva minute dacă mai sunt întrebări și după aceea vom încheia.
Cred că putem finaliza, Dragoș. Nu mai avem întrebări și întrebările care au rămas nerăspunse sau sunt de natură logistică, o să le răspundem în privat pe mail. Mulțumim mult, Dragoș, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea lui Dragoș și toate resursele menționate de el. Mă grăbesc să închidem acum webinarul pentru a porni formularul de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Acesta o să apară automat. Tot ce trebuie este să faceți este să așteptați și să așteptați să apară fără să faceți niciun click. Mulțumim, Dragoș! Seară bună! Mulțumesc și eu, la revedere!